Drumul spre Miroslava nu va mai fi o problemă pentru șoferi, susține Mihai Chirica. Proiectul de modernizare a străzii este unul complex și cuprinde mai multe tronsoane decât cei 3 km distruși. Proiectul Iași-Voinești nu cuprinde numai tronsonul pe care l-ați văzut că este în lucru, ci lucrările vor coborî în această etapă până la strada Calea Gălății, deci încă aproximativ 3 km mai jos, iar în etapa a doua, proiectul se va lega cu șoseaua Nicolina, inclusiv cu supralărgirea acestuia pe diverse porțiuni de drum, în vederea asigurării unor benzi de stocaj sau de viraj de dreapta. Primarul susține că va urmări îndeaproape lucrările întrucât locuiește în zonă. Pe timpul execuției se va crea un disconfort pentru cei care tranzitează zona, mai ales că traficul va fi deviat către antibiotice. Țin la această oră că lucrările vor fi mult mai accelerate decât scrie în indicatorii tehnico-economici. Și vom termina mai devreme. Cel mai greu tronson este cel de care ne-am apucat, care presupune o excavare completă a tramei stradale pe ambele fire, în condiții de lucru sub trafic, pentru că mare parte din circulație nu o putem împiedica.